papa, non? Sofia, la cât ne strângi aici? La primele două. Hai. Așa începe fiecare antrenament. Pregătirea cailor durează câteva minute și este o etapă importantă. Fiecare călăreț se asigură că șaua este bine așezată pe cal. Trebuie ajutați la pusul șei și mai ales nu greutatea șeii contează, cât ceoarea calului corect, adică locul șei nici în față, nici în spate, ca să ducă la accidentări ale calului. Uriașul meu. Echitația este un alt fel de sport, către care și-au îndreptat atenția cu ceva timp în urmă Vlad, Claudia și Carla. Iar de curând, în echipa lor a venit Raisa și Sofia. Cei cinci sunt acum călăreți în echipa de echitație a CSM Craiova și spun că acest sport este marea lor pasiune. O să facem din galop. O săritură pe mâna stângă, o săritură pe mâna dreaptă, la staționata cu gradele, da? De acolo în față. Da. Da? Da. Deci, atenție la primele sărituri. Da, ordinea este... Vlăduț, Claudia, Carla, Sofia, Raisa, da? Poftim, atenție la primele sărituri. După săritură înainte, oprim până la pulpi. Să aveți linie dreaptă, progresiv, mărit către obstacol. Foarte bine, mângâie calul. Mai mult ca un hobby, veneam foarte rar, o dată de două ori pe săptămână, când aveam timp. Mai târziu a devenit ca o performanță, de acum vin 7 zile din 7, stau și câte 5 ore la antrenament. Mărește cauza! Am început să fac echitație când aveam 14 ani, făcusem dans sportiv timp de 8 ani, dar m-am lăsat pentru acest sport. Am venit într-o zi, m-am urcat călare și mi-a plăcut foarte mult. Apoi am început ușor-ușor să învăț să sar peste obstacole cu maraton, apoi cu o iapă foarte bătrână de aici, numită Esența. Urmând să fiu pusă pe Grațiela, calul cu care am intrat prima oară în competiții și cu care am avut niște rezultate foarte bune, aș putea spune. Am reușit să obțin locul al doilea la finala campionatului național de sală pentru sportivi debutanți. Când a început totul, aveam vârsta de 10 ani, m-a adus unchiul meu ca pe un hobby aici, să practic un hobby, însă cu timpul am dezvoltat o pasiune pentru acest sport și am continuat. A urmat foarte mult antrenament, foarte multă muncă, însă deoarece ne place foarte mult asta, munca aceasta nu s-a simțit, însă uneori oboseala se resimte. Ați venit pe mâna stângă, automat întoarceți a doua săritură pe mâna dreaptă și invers. Ești prea tare, prea știu, hai! A început totul ca o pasiune a mea de când eram mică, pentru animale, pentru cai. După aceea am luat o pauză lungă, iar vara trecută am reînceput să iau lecții de echitație. Mi-a plăcut foarte mult. Acum 9 luni am venit aici în parc și am văzut că se fac lecții de echitație. Și am vrut să încerc să văd cum este și până la urmă am început intensiv. Sunt mândria clubului sportiv municipal din Craiova și asta datorită palmaresului bogat în medalii, premii sau cupe. Participă la concursuri și de fiecare dată reușesc să se claseze pe treapta întâi. De curând au participat la câteva competiții care se derulează în cadrul campionatului național de vară și rezultatele au fost dintre cele mai bune.
de la Jegalia, acum o lună am adus Cupa Calului de Sport Românesc pentru clubul meu. La Brașov, cu calul Carland, două locuri întâi și un loc doi. Și acum, cel mai recent, de la Sibiu, un loc întâi cu Oscar la cai debutanți și cu Carland, la fel, două locuri întâi și un loc doi. Niciodată n-am stat să număr premiile, dar pot să vi le spun pe cele mai recente. Acum, în campionatul de vară, am făcut cele trei etape. La prima etapă, la Jegălia, am ieșit pe locul 5, s-au acumulat punctele de pe o zi pe alta, la categoria nivel C, cea mai dificilă probă din competiție. Și la Prejmăr am obținut locul 5, la categoria D, tot cu Casper. Și în ultima competiție, care a fost la Sibiu, am obținut locul 3, primul premiu pe podium cu Amadeus, la categoria de nivel C, tot așa, cea mai dificilă probă din concurs. Am destule premii, am participat de la nivel F, nivel E, nivel D și probe de juniori. Categoria mea este copii 2 și cel mai recent premiu al meu este locul 2, la Cupa Calului de Sport Românesc, categoria copii 2, cu calul meu Credo. Am avut un concurs acum câteva săptămâni la Prejmăr, unde am luat locul întâi la o probă de sportiv debutanți, dar în primul rând am dat testul de debutanți și am fost admisă și am mai luat premiul întâi la o probă de încurajare. Am participat și eu la primul meu concurs la Sibiu, unde am luat 4 premii întâi la probele de încurajare, am fost admisă și 2 premii 2 și 1 premiu 3 la probele de cai și sportivi debutanți. Am mai participat la un concurs care s-a desfășurat la Sibiu, unde am luat locul întâi la o probă de sportivi debutanți, 2 premii întâi la probele de încurajare. Cei 5 sportivi sunt campioni, dar nu uită de începuturi și își amintesc cu zâmbetul pe buze de primele lor participări la concursuri. Știu că înainte de prima probă aveam foarte multe emoții. Noi trebuie să reținem un anumit obstacol pentru a intra în probă și urmează să-l facem și știu că am făcut recunoașterea parcursului și apoi stăteam și desenam cu un băț pe nisip parcursul pentru că nu reușeam să-l rețin și era foarte teamă să nu-l greșesc. Prima mea competiție. Am avut foarte multe emoții, însă grija domnilor antrenori a fost una salutară și pot să zic că prima competiție a fost o experiență frumoasă, iar de atunci mi-am dorit să merg la cât mai multe competiții ca să prind experiență. A fost un concurs, zic eu, bun, dar în ultima zi de concurs am avut și o căzătură. Multe emoții, dar rămân niște amintiri plăcute. Echitația este un sport costisitor, iar acest lucru îl știu cel mai bine părinții celor 5 călăreți. Ea a fost adusă acum 4 ani de unchiul ei, a fost ca un hobby pentru ea, dar am venit zilnic, aproximativ, și a descoperit că vrea să facă în continuare acest sport. Deci a descoperit ca pe o pasiune, plecând de la hobby. I-a plăcut foarte tare, am adus-o, am înțeles. Am terminat în ultimă instanță, i-am cumpărat un cal, fiindcă nu mai avea pe ce să încalece, ea deja depășise stadiul pentru căluțul care l-avea anterior. Să știți că lucrurile ne-au luat pe nepregătite. Nu am știut nimic din ceea ce înseamnă antrenamente și mai ales deplasările la concursuri. Totul a venit de la sine și puțin de avalma pentru noi părinții. Ne-am dorit doar să o susținem și ne-am străduit pas cu pas să facem ceea ce este necesar. Desigur, aveam ceva informații de la părinții mai vechi, să zicem, în acest sport, dar a trebuit să le simțim pe pielea noastră. Emoții foarte mari la concurs, muncă într-adevăr foarte multă, deoarece îngrijirea cailor
și tot ce se întâmplă acolo este strict în responsabilitatea antrenorilor, a copiilor și a noastră, părinților, pe cât putem. Concursurile durează 4 zile. Trebuie să transportăm cai cu noi, iar emoțiile de acolo, cel puțin pentru copilul meu care a participat pentru prima dată la un astfel de concurs, au fost copleșitoare. Dar, în același timp și încurajatoare. Nu am fi crezut că ne vom dori în continuare să mergem și la un altul și la un altul pentru a câștiga experiență pentru ea și noi pentru a o susține, dar iată că mergem în continuare pe acest drum. Consider că e un sport frumos, dar în același timp este și foarte costisitor, este foarte complex, ca să mă exprim așa. Necesită multă îngrijire, mult devotament. Consider că toate astea, dacă nu le faci cu dragoste, nu cred că poți să dea nici rezultate și nici, eu știu, trebuie făcut cu mare grijă, cu multă muncă. Ne antrenăm de 6 ori pe săptămână, eu încalec zilnic 3 cai, adică e mult de muncit, petrecem mai mult de 5 ore aici în fiecare zi aproape. Face deosebită plăcere să vin în fiecare zi la el, să văd pur și simplu ce face, să-l curăț puțin, să stau puțin cu el la iarbă. În majoritatea zilelor și încalec, însă bineînțeles, pentru că este un cal și nu o mașinărie, are și el nevoie de zile libere. Atâta timp cât îți place, pentru mine nu e greu ceea ce fac, adică îmi place foarte mult ceea ce fac și nu pot spune că e, adică, normal, ca orice sport trebuie să aibă anumite lucruri mai grele, dar altfel, dacă n-ar fi, unde ar fi farmecul? Aș vrea să spun un lucru foarte important și anume că fără o întrajutorare în această echipă care înseamnă antrenori, cai, copii și părinți, lucrurile nu ar evolua așa cum evoluează și copiii noștri nu ar ajunge la performanțele la care au ajuns. Le mulțumesc eu personal foarte mult tuturor celor care ne-au susținut și cu toții le mulțumim antrenorilor noștri, Robert Pistorel și Sergiu Pistorel, instructor voluntar la CSM Craiova.